câte un antrenor și o sportivă. Și în prima parte sunt alături de noi Erica Sersea, campioană europeană, și domnul Dragoș Ungureanu, antrenorul reprezentativei României. Bună seara! Bună seara! Și mulțumim! Bine ați venit la emisiune! Haideți să intrăm foarte rapid așa în joc, dacă putem spune, și să ne spuneți cum a fost această competiție. În primul rând, unde s-a desfășurat, ca să înțeleagă și telespectatorii despre ce este vorba. Competiția s-a desfășurat la Minsk, în Belarus, în perioada 4-5 mai 2019. Iată, foarte caldă este această... Este fierbinte, da. Fierbinte chiar, și mulțumim foarte mult pentru că ați ales să veniți la noi după ce ați obținut aceste rezultate atât de prestigioase. Vă mulțumim, nu este prima oară și vă mulțumim încă o dată pe această cale. E a doua oară când venim la dumneavoastră în emisiune. Prima oară a fost după campionatele europene de Spocean din 2017, unde la fel am ieșit campioni europeni. Asta este a doua oară și la fel ne întoarcem victorioși tot în postura de campioni europeni. Cum a fost competiția? Hai să o lăsăm pe campioană, să spunem, da. Și acum a simțit această competiție și, bineînțeles, cât de greu a fost să obțin această medalie de aur. Competiția a fost la un nivel foarte ridicat, dar ca de fiecare dată ne-am descurcat și am reușit să trecem peste obstacole și, în final, uitați-ne aici, am luat locul 1. Și... Care au fost sentimentele atunci, în momentul în care medaliile au fost puse la gâtul vostru? A fost o mare bucurie, fiind prima dată când iau locul 1 la un campionat european. Am mai luat locul 2, de fapt, și 3, dar locul 1 niciodată, și a fost o bucurie foarte mare pentru toți. Te-ai pregătit foarte mult, nu? De la precedenta emisiune, trebuie să spunem într-adevăr că ați mai fost la emisiune la noi, în urmă cu un an, dacă mă aduc bine aminte. Da. Cam așa ceva pe vremea asta. Da, oricum, anul trecut. Ați promis atunci că veți continua să aduceți medalii și iată că v-ați ținut de cuvânt. Așa este. Cu ce așteptări ați plecat la competiție? V-ați gândit clar că veți veni cu atâtea medalii? Pentru că o să vedem, deci în România s-a plasat pe un memorandum 5, nu? Până exact, la urmă, da. Datorită acestor rezultate ale dumneavoastră. Cum a fost competiția în sine, așa privită de pe margine? Emoțiile pe care dumneavoastră le-ați avut atât pentru sportiv cât și pentru... Acum, ce să vă zic, emoții am avut de mai multe perspective. Una a fost pentru sportivii pe care i-am antrenat cu Sârg și de la care i-am supus la niște antrenamente destul de dure și de, mă rog, cu multe privațiuni, cum e în viața sportivă. Fiind înainte de Paști, vă dați seama că ei doreau să meargă acasă, să poată să mănânce, să sărbătorească și ei Paștele. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, totul a fost regim, antrenament. Asidu, chiar a doua zi de Paști, noi am fost la antrenament, deci nu am ținut cont de lucrul ăsta. Dieta alimentară, evident, ca să poată să atingă vârful de formă. Sigur, ne-am propus în 2017, după ce am ieșit tot pe locul 5 în Europa, să confirmăm încă o dată valoarea pe care noi o avem. Am reușit și de această dată, sigur, într-un colectiv și într-un mediu mai redus. Nu au mai fost același număr de sportivi ca în 2017, au fost câțiva mai puțini. Am participat cu 14 sportivi. Apropo de emoții, am avut și eu emoții și din punct de vedere sportiv și ca antrenor, deoarece am intrat și eu în competiție. Așa. Dar cum ați intrat în competiție? În ce sens? Sunt mai multe categorii de vârstă și au și veteranii care doresc să intre și se antrenează cot la cot cu sportivii să poată intra în competiție. Am intrat la categoria de veterani, am obținut și eu un loc 3, o medalie de bronz, încă. Mă mențin constant în punctul ăsta de vedere, deoarece și în 2017 am obținut aceeași performanță. În schimb, sportivii s-au comportat și mobilizat foarte bine, exemplar, cel puțin din punct de vedere psihic, au fost la un nivel destul de bun, asigurându-le câștigul medaliilor ulterior. Cât durează pregătirea pentru astfel de competiție? Cât te-ai pregătit tu pentru a lua această medalie de aur? Nu pot să dau un timp,
pentru că fac acest sport de când eram mică și e o pregătire constantă. Bine, hai să spunem atunci pregătirea specifică a acestui concurs. Câteva luni, cel puțin 3 luni. Cel puțin 3 luni, din punct de vedere al intensității antrenamentului. Noi cumulăm în jur de 800-900 de ore de antrenament pe an. Deci cam asta e media unde lucrăm. Aș fi curios să văd cum se împacă școala cu sportul de performanță și cu medalia de aur. Cum te-au primit colegii când ai ajuns la școală și au aflat de rezultatul tău extraordinar? Au fost bucuroși toată clasa, inclusiv doamna mea dirigintă care m-a susținut. Și când am ajuns, m-a aplaudat toată lumea și m-a felicitat pentru rezultate. Și pregătirea așa, cam câte ore faci pe zi? Hai să lăsăm pe domn profesor să afle de la tine, cam cât te pregătești pe zi. Depinde. Perioada înainte de competiție, cam o lună, făceam câteodată și câte 3 ore de antrenament pe zi. Dar acum am revenit o oră jumate, două, ca să ne punem pe picioare din nou. Acum, după ce v-ați întors de la Minsk, orașul cum a fost? N-am apucat sala, să vin. Sala în care ați concurat? Atât am reușit să vedem. Competitoarele cu care ați fost în arenă, dacă putem spune așa? La noi, la campionate, este o atmosferă foarte prietenoasă. Adică nu putem spune că aceia sunt rivalii noștri. Și suntem cu toții prieteni până la un punct. Până când intrați pe suprafață. Pe suprafața destinată probei respective. Nu? Și atmosfera din sală este una foarte plăcută în timpul pauzelor. Totul e foarte bine. Sala a fost foarte bine pregătită pentru acest tip de competiție. Și le mulțumim prietenilor noștri din Belarus că ne-au primit acolo. Deci, ca și condiții, așa, pentru că dumneavoastră știți mai bine cum vă pregătiți în România și cum ați concurat acolo. Putem face așa o paralelă? Putem face o paralelă, sigur. Condițiile de pregătire de aici se desfășoară pe fonduri proprii, 100%, pe sponsorizări. Condițiile sunt cele care le avem în școală sau în clubul în care ne desfășurăm activitatea, sălile fiind închiriate. Astea sunt condițiile. Cantonamentele le-am desfășurat tot pe banii noștri, finanțare de partea părinților, cărora le mulțumesc pe această cale în mod deosebit pentru susținere și pentru aportul financiar substanțial pe care ei l-au oferit copiilor lor pentru aceste rezultate. Deci, la cât se ridică un cantonament? Hai să intrăm puțin. Păi, un cantonament de o săptămână ajunge undeva la 1500 de lei. Cazare și 3 mese pe zi, plus închirierea spațiului unde ne desfășurăm antrenamentele. Pentru câți sportivi? Pentru 15 sportivi. Deci cam așa. Dar sigur că aici mai intervin și celelalte cheltuieli pe parcurs, că nu stai numai o săptămână sau două în cantonament. Antrenament faci în perioadele precompetiționale zilnic, aportul energetic, adică la care e necesar să poți să faci față efortului. Îți trebuie și o alimentație riguroasă, bogată în calorii, îți trebuie susținătoare de efort și așa mai departe. Care le procurați probabil tot din fonduri proprii? Din fonduri proprii, tot. Ok. O să avem și un telefon în direct în scurt timp, dar până când colegii din regie vor face această legătură, cam îndepărtată, cel invitatul nostru nu este în țară în momentul de față, este în Portugalia, dar sperăm să îl avem alături de noi prin intermediul telefonului. Ce urmează acum pentru voi? Ca și competiție, pregătire și așa mai departe. Păi, în toamnă va fi campionatul mondial din Tokyo și sperăm să ajungem și acolo. Acolo e ceva mai scump de plasare? Da. E mult mai scump, dar am fost prezenți la acest campionat mondial anul trecut, în decembrie, unde am obținut două medalii de bronz. Da. Și Erica a făcut și ea parte din lotul care a făcut deplasarea acolo. Deci și pe locul 3 mondial, nu numai locul 1 european, a confirmat din nou. Și la Tokyo ce speranțe ai?
anul acesta sper să câștig, să fac din ce în ce mai mult. Pentru că acum ne-am obișnuit cu competiția de acolo și este... Da, pentru că este mult mai greu. Acolo categoriile sunt amestecate, nu sunt juniorii cu juniorii sau seniorii cu seniori, e toată lumea la grămadă. Cam câți sportivi participă sau câți au participat aici la Minsk? Peste 300 de sportivi, n-am un număr exact în cap, dar în Japonia se adună undeva la 2000. 2000 de sportivi? Da. Da. E ceva ca să... Categoriile acolo sunt open cumva, deci poate să nimerească să se bată cu un sportiv care are vârsta maturității chiar mai mult decât atât. Spune mai devreme că nu mai contează. Nu contează. Junior, senior, da, e da. Totul de avalma, ca să spunem da. Așa. Da. Așteptăm să se facă și legătura la telefon. Bun, păi despre lot ce ați putea să ne mai spuneți? Suntem aceeași echipă unită, care am avut-o și în 2017. Ne-au legat foarte multe evenimente pe parcurs, și plăcute și mai puțin plăcute, dar totul s-a transformat într-o muncă de echipă. Aș vrea să îi mulțumesc pe această cale și domnului antrenor Răzvan Niculescu, de la Ploiești, de la Clubul Young, și al domnului Vâlceanu Ion, care și dânsii au venit și au susținut cu sportivi pe care i-au pregătit foarte bine și care sunt și ei campioni europeni. Nu sunt prezenți cu noi aici, dar țin să le mulțumesc pe această cale. Îi simt că oricum sunt cu noi și vor fi întotdeauna. Și drumul frumos pe care l-am parcurs împreună, ne-l dorim să-l parcurgem și pe mai departe, în aceeași echipă frumoasă, în această familie mare numită Spocean, România. Da, foarte frumos ceea ce ați spus. Nu știu dacă avem sau nu telefonul în direct. Deocamdată cred că nu. Vreau să te întreb pe tine, de cât timp faci acest sport? Pentru că e foarte important și cam cum decurge o zi a ta de antrenament, de pregătire, de școală și așa mai departe. Artele marțiale le practic de la 2 ani, dar acest sport de la 4. Și o zi de la 2 ani, înțeles bine, da? Da? Da, putem considera de când s-a născut, că tatăl fiind antrenor, probabil a crescut prin sală pe acolo, adică nu probabil, sigur. Sigur, da. Mergea de-a bușilea prin sală și începea să învețe tehnicile, da. Exact. Ok. După 4 ani, ce urmă? A urmat campionatul european care s-a ținut în România atunci când aveam 5 ani, unde am câștigat 3 medalii de locul 3. A avut o secțiune pentru copii. Da. Da, interesant. Interesant. 2010 s-a desfășurat în România campionatul european. Nu exista un cadru, ca să zic, propice, prielnic. La momentul respectiv era ceva la început. Totul a prins contur, ne-am dezvoltat și am ajuns la nivelul la care suntem acum. Mai departe, după cele 3 medalii de bronz, ce a urmat? Au urmat numeroase competiții naționale. După aceea a venit campionatul din 2014 de la Frankfurt, unde m-am clasat pe locul 4. Nu eram atât de bine pregătită ca și acum. După aceea, în 2016, a fost campionatul din Paris și tot așa am continuat, cel de anul trecut din Roma, după 2017. Aceea Tokyo și... Mi se pare chiar după competiția de la Roma ați venit da. Prima dată în emisiune. Da. Ați venit cu foarte multe medalii atunci, mi-am luat aminte. Acum putem spune că am venit chiar cu mai multe. Cu mai multe medalii acum, da, așa este. A urmat Tokyo, asta iarnă. Da. Acolo m-a clasat pe locul 5, fiind o categorie foarte numeroasă, de aproape 40 de persoane. Și acum, locul 1 și 2 de locul 3. O să avem în partea a doua și nou antrenor, de fapt, celălalt antrenor de la LOT și o altă sportivă. Deocamdată luăm o scurtă pauză pentru un calup de publicitate și ne întoarcem imediat pentru partea a doua a emisiunii.